Acest program conține plasare de produs. Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Mircea Boian și vă salut din studiourile AgroTV în cadrul proiectului AgriSmart, locul unde discutăm probleme și, desigur, încercăm să venim cu soluții. Nu evităm temele importante, nici astăzi nu este una simplă, tema pusă în discuție, ci ba chiar foarte și foarte importantă. Discutăm astăzi cu doamna Alina Dumitraș, director executiv Asociația Obștească SOS Autism. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Autismul, o problemă foarte dureroasă pentru mulți, da. Evitată de asemenea de mulți. Doamna Dumitraș, ce reprezintă autismul? Autismul este o tulburare de dezvoltare care de obicei apare la vârsta de 3 ani de zile și se caracterizează prin deficiență de comportament, de comunicare și unele stereotipii. Autismul afectează multe arii de dezvoltare, afectează atât cogniția, cât și motorica fină, motorica grosiere, dar îndeosebi comportamentul. Despre autism în Republica Moldova până nu de mult nu s-au știut prea multe, însă odată cu creșterea statisticii oficiale și an de an de fapt observăm o creștere mare a numărului a cazurilor de copii cu autism. Cu ce se ocupa anume Asociația Obștească SOS Autism? SOS Autism a fost înființat încă în 2008 de un grup de părinți de copii cu autism care la acel moment căutau niște răspunsuri și vroiau să-și ajute proprii lor copii. La moment SOS Autism are mai multe departamente și se ocupă cu diverse lucruri. Primul lucru care a fost de la începuturi, asta a fost terapia copiilor noștri, pentru asta și ne-am adunat. Este o terapie comportamentală, ABA se mai numește, o terapie care la moment este unica dovedită științific că ajută această categorie de copii, deși și această terapie în timp s-a modificat, au apărut și noi curente. Astfel, în 2013 am fondat primul centru care acorda servicii psihoterapeutice copiilor ăștia. Între timp, fiind părinți, ne-am axat foarte mult pe sensibilizare și conștientizarea publicului larg, mai ales că până în 2012 termenul de autism nu era întâlnit în Republica Moldova. La moment avem diverse departamente. Primul departament care stă la bază, de fapt, este centrul medical, acolo unde se face diagnoza acestor copii. Apoi avem centru social, mai avem acum recent atelierele vocaționale, departamentul de proiecte, departamentul de PR și fundraiser și încă multe alte lucruri care îmi scapă de moment. Faceți lucruri bune. Încercăm să le facem. Și utile. Da. Care este situația pe țară atunci când vorbim de autism, realitățile din Republica Moldova? Organizația Mondială a Sănătății dă un raport la moment, de exemplu, statistică oficială, cam 1 la 100, pe când în Statele Unite ale Americii ultima statistică era 1 la 44. Din păcate, nu am un număr fix care să-l spun la data de astăzi, fiindcă biroul nostru de statistică, ultimele date le avem pe finalul anului 2019, unde erau arătați în jur de 1400 de copii. Dar, având un centru medical unic pe țară, care este acreditat în diagnosticul și evaluarea autismului, putem face o statistică cumva. În anul 2021, prin noi a trecut 750 de copii, dintre care cam jumătate din ei erau diagnosticați cu autism, iar acum zilnic avem 3, uneori chiar și 5 cazuri de diagnostic în autism. Deci rata este foarte mare și eu nu cred că sunt la capitolul statistică am stat cumva mai bine față de țările dezvoltate. Pur și simplu, la moment, nu avem o statistică oficială. Astfel, în unele proiecte, un proiect de anul viitor, ne-am propus ca să colectăm această statistică, deoarece, înțelegeți, atunci când arătăm că suntem un număr mic, că noi nu suntem, de fapt, nici problemele nu sunt. Nu există. Nu există. Nu ar exista, de fapt. Nu ar exista. Deci, noi vrem să demonstrăm că și în Republica Moldova noi suntem și sunt o sumedenie de probleme care trebuie rezolvate. În țara vecină, România, au o statistică destul de mare, aș zice eu, neoficial se vorbește despre peste 30.000 de copii. Eu nu cred că cumva purutul dintre noi
schimbă cumva situația. Este vorba pur și simplu de necolectarea datelor sau nu învinuiesc doar partea statală că nu colectează, chiar și noi părinții nu suntem atât de deschiși pentru a ne pune la evidență sau fiind o tulburare mentală, cumva evităm deschiși în a vorbi despre aceste problemele pe care le întâlnim. Da. Sunt mai multe cauze care determină ca să arătăm de fapt că suntem un număr mic. Realitatea este alta. Stăm prost. Da. Dar vă spun, dacă noi luăm pe medie 3 copii pe zi diagnosticați, vă dați seama că peste 1000 de copii realitățile sunt cu totul altele. Anual, da. Era un citat, indiferența este cel mai mare handicap al omului. Cum stăm la capitolul receptivitate, atitudine? În toți acești ani de activitate, de fapt, a fost diferită situația. La început nimeni nu cunoștea, nu că era o indiferență, poate era mai mult un interes decât nu s-a auzit. Apoi, cumva, datorită la ceea că am fost destul de activi și am sensibilizat foarte mult publicul larg, ajunsesem la o etapă când autismul era la modă, cumva, multă lume nu înțelegea ce? Nu înțelegea ce e acesta autism, iar fiindcă un copil cu autism se poate naște în orice familie, indiferent de situația economică, religioasă, politică, deci în orice familie se poate naște un astfel de copil, cumva apăreau în prim plan familiile bune, familie cu studii superioare, și atunci era miful că copiii cu autism se nasc în familii bune și era diverse mituri despre acești copii savanți și așa am observat stând eu. La bază da. Între timp, atunci când și numărul s-a mărit, când au înțeles ce este autismul prin exemplu copiilor deja mai mari cu autism, a venit frica asta. Și atunci părinții acum la moment, eu îi simt foarte stresați, înfricoșați atunci când aud de termenul autism. Asociația dumneavoastră, asociațiile de genul, cum susțin familiile și aceste persoane aflate în dificultate la modul practic? Asociațiile, de fapt, s-au format în urma unor nevoi. De obicei sunt asociații, știți, înființate de părinți sau de specialiști în domeniu. Ca și orice părinți, la bază stă copilul propriu, a fiecăruia și trebuințele lui. Astfel, când ne-am fondat, v-am spus, noi am încercat să ne ajutăm, în primul rând, cu terapia care în Republica Moldova nu este validată nici la moment și nu este acoperită nici de nimeni, absolut. Deci, practic, părinții sunt acei care se autofinanțează. Paradoxul mare care este că asociațiile obștești care prestează aceste servicii sunt entități juridice, iar entitățile juridice sunt supuse impozitării. Pe lângă faptul că noi, de fapt, rezolvăm o cauză socială, o cauză socială a țării, plătim impozite ca și oricare agent economic, eu aș zice că aducem și proiecte în țară, nu suntem ajutați și sprijiniți practic de fel. Părinții ăștia se pomenesc că sunt unul la unul cu acest fenomen. Da. Și acest fenomen. Și pe lângă povara psihologică care este, revine și o foarte mare povară economică, fiindcă terapiile se fac unul la unul și sunt destul de costisitoare. Bine, aș minți dacă aș spune că la moment chiar nimic nu s-a făcut. S-a făcut, dar pe domeniul medical. Mă refer că, în sfârșit, ne-am putut acredita și am luat finanțare de la Compania Națională de Asigurări în Medicină pe ceea ce ține de diagnostic și evaluare. Deci, acum orice părinte, cu îndreptarea unui medic de familie, forma 027E, poate ajunge la SOS Autism și îi se acordă serviciu de diagnostic gratuit. Acesta a fost un prim pas destul de important pentru noi, dar la acest capitol tot este încă mult de lucru, fiindcă finanțarea care este acordată nu acoperă nici măcar 20% din necesarul care este pe țară. Haideți să vorbim pe șleau. Statul ajută sau nu? Am spus, la capitolul de diagnostic, da, ajută, dar înțelegeți un părinte când vine, diagnosticul îi se pune o singură dată. Iar celelalte zile el se confruntă zi de zi cu acest copil. În viața de zi cu zi, statul nu intervine cumva.
mai ales la capitolul de intervenție timpurie legată de tehnicile specifice de lucru cu copii cu autism. Cumva la grădiniță, acolo unde se începe incluziunea educațională, este un deficit major, nu au profesori de sprijin, nu este program adaptat, nu este nimic. Partea educației este, eu aș zice, la moment cam cea mai proastă din domeniu. Dacă m-ați întrebat la întrebarea cu cine ocupăm noi ca asociație, ne ocupăm pe diverse. Încercăm să acoperim partea medicală, încercăm să acoperim partea socială, ce ține de diverse servicii, cum ține de echipe mobile, centre de zi, respiro și altele, și de partea educațională, unde încercăm, vrem și noi să ajutăm școlile, să instruim, să-i ghidăm. Paradoxul ar fi că ar trebui tot asta să se întâmple invers. Noi suntem părinți. Dar chiar și dorința noastră de a ajuta nu sunt destul de receptivi. Noi suntem, de fapt, niște oameni străini în acea școală și care încercăm să învățăm profesorii cum să adapteze copiii noștri. Ați vorbit despre asistență din partea statului. Am înțeles. Nu că nu s-ar face nimic, dar nu unde a ajuns. Da. Cine, de fapt, ajută asociațiile și, desigur, la direct, familiile și persoanele cu autism? Cine sunt prietenii și partenerii? De fapt, partenerii mai mult internaționale ajută decât cine sunt ei? Naționale. Noi lucrăm... Pentru că trebuie să spunem da, pe partenerul nume celor de bază, ultimii, aș zice, 5 ani este Agenția Cehă de Dezvoltare cu partenerii ADRA Cehia și ADRA Moldova. De la bun începuturile formării noastre ca organizație ne-au ajutat și organizația IEMS Fidesz Partner. Sunt mai multe organizații internaționale la care noi aplicăm proiecte. Proiectele de obicei sunt mai mult axate pe lobby, advocacy, schimbări de politici. Deci ei ne învață să prindem peștele. Ne-mi dau undiță să prindem peștele, dar nu ne dau peștele. Iar părinții nu au când, copiilor cresc. Pentru terapii, achitarea terapiilor, din păcate, proiecte nu sunt. Și asta este și partea... Terapia urmând a fi cea mai costisitoare. Cea mai costisitoare și cea mai de lungă durată. Din păcate, segmentul ăsta nu este acoperit nici de stat, nici de donatori. Bine, noi nu stăm... Și aici toată greutatea cade pe umerii părinților, familiilor. Da, de aceea marea majoritate a părinților, mai ales mama, care nu poate lucra din cauza situației că trebuie pe acest copil să-l ducă la diverse cercuri, grădiniți, terapii, ea nu numai că nu are de lucru, dar și se reprofilează. Astfel, chiar la noi, la SOS Autism, acum, în moment, deja avem 8 mame care lucrează în stafful organizației. Situația nu este roză, din păcate. Dacă tot am discutat despre prieteni, parteneri, da. Nu ne place să le spunem prieteni, până la urmă, pentru sigur, că prietenul are nevoie sigur să cunoaște. Aș dori acum să urmărim un spot social realizat cu suportul Agenției Cehe de Dezvoltare și Cooperare, ADRA Cehia și ADRA Moldova, care reflectă realitatea, dar și necesitățile acestui grup de tineri și a familiilor lor. Da, Regia, vă rog.
Fiecare copil merită un viitor mai bun, indiferent de circumstanțe. Afacerile sociale vin ca o soluție pentru absolvenții cu autism. Împreună putem ajuta acești tineri să fie egali în drepturi, iar societatea noastră să devină una inclusivă. Imposibil să nu-ți dea fiori când privești și discuți la aceste subiecte. Chiar vorbeam în timpul acestui spot. Dumneavoastră, la rând, educați un copil cu autism. Da. Câți ani are? 19. Să vă trăiască mulți înainte. Cum vă descurcați? Divers. Ca și drumul cu autism. La început a fost greu. Acum ne-am învățat și trăim cu asta. Deja trăim 24 de ore în 24. Sunt momente frumoase. Până la urmă nu ține de capacitatea copilului tău. Îl iubește așa cum este el. Și ne aduce bucurie acolo unde este locul de bucurie. Dar nu mă împac cu gândul că dacă în urma noastră rămân ceva servicii în fața părinților care au stat de fapt la bazele acestei organizații, este iarăși un câmp gol. Și avem de muncit, suntem și obosiți, dar copiii noștri ne motivează să nu ne oprim. Complicat de vorbit la acest subiect. Da. Și pentru mine și mai ales pentru dumneavoastră. Credeam că pot vorbi mai ușor, dar asta e. Asta este. Dar este și mai greu la vecinii noștri, pentru că am vorbit vecinii noștri din Ucraina și bănuiesc că ați avut situații și cazuri în care în contextul războiului din Ucraina ați avut solicitări și dacă ați avut și cum ați putut să le dați o mână de ajutor? Inițial nu știam cum să procedăm. Eram destul de altruiști și noi și înțelegeam că în orice moment la acea dată putem fi în locul lor, fiindcă știți situația care era și în Republica Moldova. Și atunci am decis că noi trebuie să-i primim, noi trebuie să-i ajutăm. Acum, la moment, avem un etaj întreg, de fapt, avem 35 de persoane care sunt cazate la SOS Autism, alimentate, și dintre ei 16 copii, 8 copii cu autism, dintre care vin și nu doar din cei cazați, dar și din oraș, copiii ucraineni, care, grație iarăși partenerilor noștri, le oferim terapie gratuită. Poate nu putem la moldoveni să o oferim, dar așa a fost anvergura și situația, că ne-au înțeles partenerii și cu ce putem o să-i sprijinim și o să-i ajutăm. Ne-am acreditat chiar ca centru temporar de plasament și la moment suntem o familie, de fapt, și cu ei. Ne bucurăm că pe lângă toate problemele putem să le oferim prin intermediul dumneavoastră și a organizațiilor de genul și lor o mână de ajutor, pentru că la ei este mult mai complicat ca la noi în urma acestui război și a situației din regiune. Acum o întrebare delicată. Cum ar trebui să reacționeze o familie în care se naște un copil cu autism? Oricât am vorbit la capitolul cum ar trebui, atunci când vine această noutate, ce ar trebui să facă? Pentru că o primim toți. Iarăși o să vorbiți, cred că, prin prisma experienței dumneavoastră. Nu doar. Deja în acești ani am văzut diversi părinți și am văzut diverse situații. Nu este un părinte să acționeze identic cu celălalt părinte, dar ceva caracteristic pentru toți este. Inițial avem negarea, că nu ni se poate întâmpla nou acest lucru. Încercăm să demonstrăm... Cine nu la da, mine. Încercăm să demonstrăm că au greșit medicii, mai vedem vreo 2-3 dacă se poate. Apoi depresia, care deseori în aceste familii este. Apoi ne strângem și începem a lupta, oboseala, și eu cred că aceste familii de fapt devin foarte puternice. Deja noi mi-i sperie. Multe lucruri nu mai contează și nu-i sperie, îi fac mai tari, mai uniți și, sincer vă spun, sunt foarte bravo. Puțini familii care le-am văzut că au decăzut din cauza asta. Altceva, că cunosc multe familii care s-au destrămat. Totuși, tații nu rezistă
Și sunt foarte multe mame care sunt singure. Care își asumă singură. Și care își asumă toată greutatea. Greutatea. Dar totodată sunt familii care anume lupta pentru propriul copil îi unește foarte mult. Deci, jumătate la jumătate, cam așa. Jumătate la jumătate. În acest context, unde se pot adresa familiile în cazul dat care se naște un copil cu autism pentru asistență, pentru consultanță, asistență juridică, asistență psihologică, drumul care îl parcurge, de exemplu, familiile care se adresează la SOS Autism, inițial are loc diagnoza, testele diagnoză. Suntem unici în țară care avem aceste teste. Se zice screeningul de aur în autism. Este vorba de testul ADUS și ADIR. Diagnoza durează cam 2-3 zile, fiindcă pe lângă aceste teste se mai fac și alte 3 teste de evaluare, determinarea IQ-ului. După aceasta este preluat de către un psiholog care face consiliere. Avem un psiholog care face consiliere atât individuală cât și de grup, tot grație partenerilor străini, apropo. Avem și un jurist care acordă consiliere juridică gratuită și care îndrumă acești părinți în diverse situații atunci când trebuie să obțină gradul de dizabilitate sau se confruntă cu multe alte probleme. Și aici cam se oprește marele ajutor. Mai departe, nu zicem că nu ajutăm. Ajutăm și facem tot ce știm și ce putem la acest moment. Doar că deja este contraplată, pe cont propriu. Asta este situația. Până la capitolul școală, 7, 8, 9 ani, eu aș spune că Republica Moldova nu stă rău. Stă destul de bine la capitol. Sunt deja și multe persoane instruite, atât în afara țării, prin cursuri internaționale, cu acreditări internaționale, cât și naționale, cursurile care au fost trecute naționale, sunt terapeuți. Bine, niciodată nu o să fie suficient. Autismul crește. Lucrul este unul la unul, așa că specialiști în permanență trebuie. Piața muncii în Dioptrița Moldova este foarte deficitară la capitolul, iar acolo unde este impunere și psihologică și foarte mult empatie, e și mai greu. Și nu trebuie să dai frâu emoțiilor până la urmă și să dai mâinile în jos. Da. Păi nu suntem eroi, suntem puși în situația când ori deschizi o ușă, ori închizi o ușă. Cel mai greu se întâmplă, de fapt, a doilea val de greutate vine odată cu școala, fiindcă acum, la moment, este educația inclusivă, acești copii trebuie să fie plasați în școli de masă. Școlile speciale, de fapt, activează doar până în clasa 9. În școli, profesori de sprijin, poate și avem, poate au fost și instruiți, însă educația inclusivă are încă foarte, foarte multe lacune, mai ales pe subiectul nostru. Nu sunt nici clasele adaptate, nici copiii, profesorii, ei sunt destul de încărcați, sunt mulți copii în clasă, când mai au și un copil cu autism, dar sincer să vă spun, nici poate nu încearcă sau doresc să facă mai mult, din mai multe motive. După clasa 9 și mai frumos. Atunci când în școli... Ce se întâmplă după clasa 9? În școlile tipice, de fapt, în clasele liceale, puțin dacă ajung, poate 10% dacă ajung din ei, următoarea ar trebui să fie școlile profesionale, care, unde acești copii pot să meargă și să facă o profesie, sau școlile speciale. Școlile speciale nu mai activează în clasa 9, iar școlile profesionale sunt complet nepregătite la acest subiect. Nepregătite prin ce? Prin aceea că nu sunt profesori de sprijin, nu sunt profesori instruiți cum să lucreze cu acești copii, centre de resurse nu există, copiii sunt mari, problemele cresc, comportamentul pentru un copil, în adolescență, un copil tipic are probleme de comportament, ce să mai vorbim de un copil cu autism. Astfel se trezește familia, de fapt, cu el undeva pe cuptor, acasă. Sau, în cazul nostru, am deschis niște ateliere vocaționale unde încercăm să învățăm niște lucruri utile ca atunci când părinții nu vor fi sau că se câștige bucata lor de pâine. Dacă este copilul grav afectat, atunci face lucruri simplu, gen confecționare de lumânări, săpunuri, ceramică. Dacă copilul este mai învățat,
poate face IT, muzică și practic tot ce pot face un copil obișnuit. Însă mai este o cale, care am ales-o noi acum la SOS Autism, este să încurajăm familiile de fapt să facă și antreprenoriat social familiar. Ne-am gândit că decât să ne luptăm... Ce ar presupune acest... Ne-am gândit că decât să ne luptăm cu morile de vânt, ani de zile am crezut în educația inclusivă și copiii noștri deja au ieșit din școli, iar noi tot la același capitol suntem. Am bătut pasul pe loc până la urmă. Da. Oboseala, neîncredere ne-a făcut ca să ne luăm viața în mâini. Și atunci am zis că este legea antreprenoriatului social și asta este o oportunitate pentru noi acolo unde, de fapt, nu doar copilul nu lucrează și este foarte greu să-l angajeze în câmpul muncii, dar și acel părinte care nu lucrează și-l asistă. Și atunci ar fi o oportunitate ca, deschizind o afacere socială, să includă și propriul copil în acest, să dea oferi alte locuri de muncă, cât și părinții să fie incluși și să aibă și un venit. Ca această familie să fie existentă. De obicei, la SOS Autism, în acești ani ne-am deprins să punem accent pe activism și nu pe vulnerabilitate. Suntem în secolul când în modă sunt oamenii de succes, fericiți, cumva, și jelea nu ajută cu nimic până la urmă. De aceea trebuie luată în mâini și găsit o cale oportună de existență, o cale decentă. Și noi încurajăm acum antreprenoriatul social familiar. Noi însuși la SOS Autism avem deja câteva antreprenoriate, câteva forme de antreprenoriat social. Avem acum recent deschis un centru de robotehnică, unde sunt instruiți copiii în robotică, inclusiv și cei cu autism. Avem o prisacă în Ungheni, Albinuța Maie, Ceara, care este, merge la atelierii vocaționale, Mierea, o vindem sau o donăm. Și... lucruri mici, dar importante. Da, era cum vrem și o cafenea. Așa că noi o să încercăm să arătăm că, de fapt, lucrurile se mișcă, lucrurile pot fi făcute, doar cu o mică susținere. Și aici cred că trebuie să vină susținerea din partea noastră a tuturor, nu doar din partea partenerilor externi sau prietenilor, cum spunem noi. Da. Am vorbit aceste etape, dar vreau să vă întreb cum stăm la capitolul angajare. Bine. Pentru că, cum ați spus, până la o vârstă anumită și pe parcurs tot mai departe, povara cade pe umerii părinților. Da. Între care un membru a familiei, asistând o persoană cu autism, nu poate să facă față angajându-se la un serviciu și, în cazul dat, cum stăm noi la acest capăt? Cât e de mare deschiderea spre angajarea unei persoane cu autism? Anul acesta m-am confruntat, de fapt, personal cu această problemă. Băiatul meu, deja terminând școala profesională, trebuie să fie încadrat în câmpul muncii. Și atunci am înțeles cât este de greu de încadrat o persoană cu dizabilitate mentală în câmpul munci. Practic imposibil, fiindcă toți noi când angajăm la lucru, angajăm pentru a se face serviciu. Da? Este destul de dificil ca o întreprindere sau o firmă să existe. Nu putem învinui nici partea asta, dar alte organizații care au lucrat până la noi, totuși au reușit unele succese au. Astfel acum este noțiunea de muncă asistată. Munca asistată, de fapt, presupune o serie întreagă de activități. Este vorba nu doar de ghidare în carieră, să-și aleagă profesia sau să scrie un CV. Este vorba de dotarea unui loc de muncă, subvenționarea salariului, cât și asistarea unei persoane, persoanei cu autism. La moment, chiar în luna decembrie, am primit certificatul de acreditare în muncă asistată. Așa că pentru noi lupta abia începe 2023. Vom face și noi primii pași în angajarea asistată. Vom începe cu SOS Autism, acolo unde suntem noi, iar pe parcurs vedem și poate deschiderea altor companii. Deci aici spotul publicitar care l-ați văzut are un scop pentru a sensibiliza angajatorii să ofere șanse acestor tineri. Iar antreprenoriatul social
nu este străin de fel și trebuie să avem curajul și să încercăm și alte modalități. Poate la moment destul de reticente și cu multe întrebări, dar eu cred că asta este viitor. Vorbind la același subiect, cum credeți în viziunea noastră de ce persoanele cu autism se confruntă cu probleme în angajare? Este vorba mentalitatea noastră? Bine, ei și ca angajatori sau ne complicăm sau nu vrem să ne complicăm. Și asta este, sigur, nimeni nu vrea să se mai complice mai mult decât și se complică și așa. Viața de antreprenor în Republica Moldova nu este ușoară. Totodată nici ei nu sunt gata și simple. Un copil cu autism simte altfel, vede altfel, aude altfel, se comportă altfel. Nu toți îl înțeleg, pentru asta trebuie de lucrat. Și anvergura de mulți factori aduce la aceea că ei nu sunt încadrați în câmpul muncii. Deci eu în acest timp văd că li se încarcă dreptul nu doar la educație, li se încarcă dreptul și la muncă și nu fiindcă așa vor ca să-l încalci, pur și simplu nu sunt gata, nu sunt pregătiți nici oamenii de rând să înțeleagă ce e aceasta și nici copiii cu autism încă nu au arătat, eu nu știu la moment personal copii cu autism încadrați în câmpul muncii în companii. Cunosc acum în 2022 partenerii noștri de la Catalysis au făcut o încercare și au luat la împachetare copiii cu autism care sunt incluși. Vedem, vă spunem, suntem la început de cale. O să ne arăte în timpul un apropiat, fiindcă primii copii care au pusă diagnoza cu autism abia acum intră în segmentul pieței muncii. Prin greutăți peste ele, vorba aia veche. Totuși, ca copiii cu autism să fie angajați, au nevoie de o pregătire. Vorbeați mai devreme că când ajungem în clasa nouă, cam se oprește totul. Da. Ce ar trebui de făcut la nivel de stat, de țară, astfel încât, pentru că mai bine ca dumneavoastră, cred că nu știe nimeni, niciun audit, niciun expert, nimeni, decât un părinte care educă un copil cu autism și știe de unde cresc problemele, cum pot fi ele diminuate și cum putem, într-adevăr, nu pe foaie, dar real, să urnim carul din loc și să rezolvăm această problemă. Încă de la început v-am spus că, de fapt, autismul este o afecțiune al mai multor, pe mai multe segmente. Așa și aici ajutorul nu poate veni dintr-o singură direcție, de exemplu, să vină de la Ministerul Sănătății sau... Aici trebuie să lucreze interdisciplinar, mână la mână, vreo 4 ministere. Este vorba de Ministerul Sănătății, Educației, Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor, care trebuie să finanțeze acest lucru. Dacă la capitolul diagnostic evaluare este totul bine, ar trebui statul să includă mult mai mult în politicile ce țin de educația inclusivă, ce țin de angajare, de susținerea acestei familii, căci știți, se întâmplă că la copiii noștri ne gândim noi, iar la familiile astea nu se gândește nimeni. Deci, practic, ele singure sunt pe cont propriu, fără niciun fel de sprijin, ajutor, ba din mult, ba din contra, poate pe alocuri și blamate. Acum noi lucrăm la o lege a autismului. S-a format o comisie parlamentară care lucrează la legea autismului. Credem noi că vom pune-o pe masă pe finalul acestui an, unde de fapt abordăm vast, practic, de la depistarea copilului cu autism sau, să zicem, nu depistarea, dar când are copilul cu autism risc, atunci când se face la un an și 6 luni screening un autism, până la adolescență, la bătrânețe, să zicem, când nu știm nici noi ce o să fie, noi creștem odată cu copiii noștri, așa că ni se arată 30 de metri înainte, cum zic eu. Sperăm să reușim, fiindcă avem deschiderea. Acum, la moment, avem o deschidere care n-am avut-o în toți acești ani și mizăm că lucrurile se vor schimba. Mai ales că în țara vecină, recent, o lună în urmă, au fost aprobate niște norme ce țin de finanțarea terapiilor. Eu cred că dacă, măcar la capitolul finanțarea terapiei, s-ar
s-ar schimba situația, lucru, poate nici nu ar trebui de lucrat așa de greu și intens în școli sau în, să zic eu, în școlile profesionale, în angajare. Dar părinții sunt disperați, sunt foarte costisitoare această terapie. Ei trebuie ajutați. Dacă vorbeam la incluziune, în viziunea dumneavoastră ar fi mai simplu ca copiii cu autism să își facă studiile, să se perfecționeze mai departe în cadrul școlilor obișnuite, unde deschiderea nu prea este care ar trebui să fie, cum am zis, sau să fie create centre separate. De fapt, corect, autismul se numește tulburări din spectru autism. Este o umbrelă unde include autismul care este foarte grav afectat, un copil cu autism foarte grav afectat, până la un copil foarte puțin afectat. Deci este un spectru întreg. Noi nu putem să limităm o formă de învățământ doar, adică să fie doar în școli normale sau doar în școli speciale. Eu cred că ar trebui ar trebui abordate toate formele de educație. La noi, Republica Moldova, o formă de educație, clăs speciale în școli normale nu există, dar există centrele astea de resurse, care, din păcate, sunt interpretate greșit. Și activitatea lor este interpretată greșit. În orice caz, eu cred că trebuie să existe toate formele de educație inclusivă, în dependență de potențialul copilului, sau să aibă loc și cumva și trecerea asta dintr-o formă de învățământ în altă formă. S-ar putea să înceapă cu centre specializate atunci când copilul e gata să meargă într-o școală inclusivă și până la urmă toți copiii ar avea o șansă egală la educație. Cum vedeți viitorul Republica Moldova, până la urmă nu mergem, nu ne uităm în curtea vecinului, dar în Republica Moldova evoluția spre bine, menționez spre bine pentru că suntem pe eu final sunt de optimistă. An, în Republica Moldova, a persoanelor, dar și a familiilor până eu sunt optimistă, suntem o țară mică, avem deschidere, avem specialiști buni în Republica Moldova cu instruire. Dacă am fi auziți și am fi o leacă sprijiniți, ajutați, eu cred că lucrurile s-ar modifica spre bine. Mă refer nu doar la auziți financiar, cumva, sprijiniți, dar deschiși pentru a vrea să se schimbe lucrurile. Deschiși pentru a încerca. Asta mai mult mă refer la partea educațională. Iar statul să ne fie alături și să ne audă și să ne ajute. Cum am zis, pentru că suntem pe final de an, pășim în nou an cu așteptări, cu mari probleme, cu mari probleme în toate domeniile. Da. Dar avem și probleme care sunt sensibile și care trebuie să le privim în permanență. Cum este și în cazul dat, când vorbim despre persoanele cu autism. Da. Un gând bun la sfârșit de an și la început de nou an. Gândul este cel care stă pe buzele fiecăruia, sănătate, pace și putere nouă. Atât. Alături de noi, doamnelor și domnilor, în această ediție, o să o numesc specială, pentru că chiar este și subiectul, doamna Leona Dumitraș, director executiv, Asociația SOS Autism. Vă mulțumesc pentru că ați avut puterea, curajul și sper eu și plăcerea să veniți la noi în emisiune. Mulțumim. Pe această cale vă urăm multe succese și multă putere. Mulțumim și dumneavoastră de asemenea. Și pe această notă optimistă, doamnelor și domnilor, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, toate bune!